2 sau 3 ani ziceam într-un interviu că pe mine nu mă interesează deloc teatru social și politic. La un moment dat mi-am zis, dar de ce să nu încerc lucrul ăsta? M-am uitat de foarte multe admirații la generația mai tânără, care am văzut că e preocupată de zona asta. Am văzut că cei tineri practică și un alt stil de lucru și pur și simplu, dintr-o curiozitate genuină, m-am aruncat într-un context complet neprietnic. Adică, de obicei, astfel de proiecte se fac cu oameni pe care îi cunoști și subiectul despre care vorbești e tare bine să ai și o oarece competență. Adică, eu nefiind bucureștean, am vrut să fac un spectacol despre București cu 9 oameni pe care nu-i cunosc deloc și cu care am lucrat device, neavând un dramaturg, în cel puțin în faza inițială. Prin urmare, a fost un impuls aproape sinucigaș. Din punctul meu de vedere, a fost însă necesar tipul ăsta de a mă arunca în apă rece, de a nu ști către ce mă îndrept. Și ceva, tipul ăsta de experiență a schimbat în mine. Interogându-mi și autoritatea, în sensul în care o aveam în celelalte proiecte, interogându-mi inclusiv credințele intime. Bunoară, eu nu. Cel puțin chiar înainte de a începe tipul acesta de proiect, nu credeam în tipul acesta de teatru care e foarte critic, foarte social, cumva monocord în mesaj. Însă e un alt tip de, e pur și simplu un alt tip de adresare, un alt tip de raportare la public. Mi se părea simplist să dai o singură versiune asupra realității. Tipul acesta de spectacol e cumva ceva de genul acesta, dacă înainte cumva asumam o perspectivă așa mai înțeleaptă, în care îmi plăcea să văd și reversul medaliei de fiecare dată. Ei bine, aici am înțeles altfel funcția spectacolului, în sensul că ea este pur și simplu un stimul pentru public și care este invitat să accepte sau dimpotrivă să respingă. Adică decizia cumva cade în public și cred că e una din formele juste de activare a publicului, care, repet, e absolut liber să primească parțial sau nu tipul acesta de discurs.